Pentru pacienta de astăzi vom efectua un tratament combinat format din peeling, microneedling cu nanopore stylus 02 și masca LED pentru reducerea componentului inflamator, reducerea cuperozei din, și a porilor dilatați din zona obrăjorilor și vom lăsa pacienta să plece în fără roșeață după procedura de microneedling. Voi începe prin aplicarea unui peeling chimic pe bază de acid ferulic pentru a eficientiza și a boosta rezultatele tratamentului cu microneedling. Pacienta va fi în deplin confort, ea nu va simți niciun fel de pișcătură, niciun fel de eritem în momentul aplicării. La mai mult decât atât, acest tip de peeling se poate utiliza în condiții de siguranță și pe parcursul verii pentru a ține patologiile sub control, cum ar fi acne, pete pigmentare, component antioxidant de care avem nevoie în rutina noastră în fiecare zi. Masăm ca să facilităm penetrarea ingredienților activi și să-l uscăm. Am terminat cu aplicarea peelingului și acum voi dezinfecta suprafața pentru că urmează să începem procedura de microneedling. Dezinfectăm suprafața cu un dezinfectant special conceput pentru a nu irita pielea, pe bază de clorhexidină și în formă de spumă. Pentru procedura de microneedling am ales 4 substanțe cu factor de creștere de origine vegetală. Sunt formulate cu ingrediente active care vor stimula colagenul și elastina, vor reda hidratarea țesutului și vor reduce roșeața de pe aceste cicatrici și le vor minimiza efectul. Avantajul acestor cocktailuri de substanțe pe bază de factori de creștere este că putem să personalizăm tratamentul în funcție de fiecare nevoie a tenului. Adică vom alege fix substanțele de care are nevoie fiecare pacient. Procedura de microneedling nu este dureroasă. Se lucrează cu o nouă generație de needling care nu mai necesită cremă anestezică și procedura este mult mai rapidă. Pentru minima de roșeață pe care o vom avea, vom aplica la final masca LED cu luminile roșie, albastră și violet ca să rezolve și partea de acne, cât și partea de stimulare de colagen și elastină pe care fiecare ten are nevoie. Procedura, așa cum vedeți, nu este dureroasă, nu am aplicat absolut deloc anestezic, pacientul este în deplin confort. Minimul acesta de eritem poate să dureze până la maxim o oră. Însă, în clinica noastră, ne mândrim cu tratamente foarte rapide care nu vor lăsa pacienții să plece din clinică cu un component de roșeață suplimentar. Tratamentul cu terapie LED este singura terapie 100% non-invazivă. În clinica noastră o putem folosi și la copilași cu acnee. Ea utilizează 3 tipuri de LED-uri cu lumină rece. Lumina roșie va stimula colagenul și elastina și o folosim în tratamentele anti-aging și de rejuvenare. Lumina albastră cu efect antiinflamator o vom folosi în tratamentele de acnee, rozacee și cuperoză. Iar lumina violet are efect de vindecare, grăbește
procesul de vindecare după toate tratamentele. Fapt pentru care astăzi pacienta va beneficia de o terapie completă din toate celelalte lumini, din toate cele trei lumini, pentru a stimula colagenul elastina, a reduce componentul inflamator și a reduce roșeața după tratamentul de microneedling cu nanopore stylus.